În această situație, în mod concret, din câte am reușit să-mi dau seama, s-a ajuns, începând cu anul 2015, când un funcționar mai zelos al statului român, probabil a verificat mai îndeaproape dosarele și conformitatea acestor dosare de cetățenie cu legea cetățeniei și a observat faptul că nu exista acordul și al celuilalt soț în cazul minorilor care doreau să-și transcrie certificatul de naștere și apoi să își obțină cetățenia. Ca urmare, sancțiunea statului român a fost nu de a retrage cetățenia, pentru că nu există acțiunea de a retrage cetățenia în cazul lor, ci de a considera că această cetățenie nu a existat. Deci nu au fost niciodată cetățeni români. Ca urmare, le-au refuzat rând pe rând eliberarea pașapoartelor într-o primă fază, luând cunoștință odată cu cererile de depus, pe care le-au depus pentru eliberarea pașapoartelor, luând la cunoștință despre existența unor dosare incomplete din punctul lor de vedere, au sesizat și primăria sectorului 1, care a formulat cereri urmare acestor sesizări la judecătoria sectorului 1 de anularea transcrierii. Urmând, teoretic, nu se retrage cetățenia, după cum am spus, este doar o stare de fapt, în sensul că nu ești considerat cetățean român și nu vei avea dreptul la pașaport. Din punct de vedere al procedurii civile românești și a legii românești, nu există o asemenea posibilitate să invoci scăparea funcționarului la momentul la care ți s-a eliberat dovada că ești cetățean român. Poți să arăți că ai suferit anumite daune din această cauză și eventual să chemi în judecată instituția statului român pentru prejudiciile pe care ți le-a cauzat prin această formare incompletă a dosarului, dar o faci din calitate de cetățean moldovean, cu siguranță. Unde sunt implicați copii minori care trebuie să ajungă într-o țară străină unde lucrează persoanele respective, nu se vor rezolva de pe o zi pe alta, cu siguranță, pentru că dacă apelezi la justiție, durata medie a unui astfel de dosar în instanțele românești este de un an de zile. Iar până atunci, nu cred că există vreo cale de a ți se elibera un pașaport. Pentru că nu îndeplinești condițiile legale, pur și simplu. Iar o altă soluție ar fi o presiune pe toate căile, o presiune la nivel politic, adică trebuie luat legătura cu reprezentanții din Parlament pe care îi cunoașteți, care pot să interpeleze. Deja au existat interpelări la acest nivel, dar trebuie interpelările să fie mai dese și o presiune publică și mediatică ar ajuta, într-adevăr. Mai ales că vorbim de un guvern care va fi numit, să spunem, cât de curând și care probabil va dori să înceapă cu un gest de favoare pentru o anumită categorie de cetățeni, cum au ajuns acum cetățenii moldoveni din cadrul cetățenilor români. Și e posibil, dar fără o presiune mediatică și la nivel de parlamentar, nu se poate obține o rezolvare de pe o zi pe alta, cu siguranță. Pentru că funcționarii de la nivelul direcției de pașapoarte, deci cei care sunt mandatați să elibereze pașaportul, vor respecta litera legii, care litera legii, la acest moment, nu ne ajută. Nu trebuie să nu apelați la o anumită solicitare către autoritățile românești, crezând că veți pierde vreun beneficiu. Nu există. Deci, oricum, s-a pierdut tot ce se putea pierde. Deci, faceți solicitări la direcția de pașapoarte, faceți acțiuni în contencios administrativ, adică solicitați instanțelor să recunoască această calitate, adică să oblige direcția de pașapoarte să vă elibereze pașaport, dar aceste acțiuni, v-am zis, solicită timp. Termenele le primiți undeva la 30 de zile, să spunem, de la data la care depuneți solicitarea, după care e o procedură mai greoaie. În niciun caz nu se rezolvă de pe o zi pe altă. Iar tinerii care au fost sfătuiți, după cum ziceți dumneavoastră, să apeleze la această formă de redobândire a cetățenii, cu siguranță pot să o facă. Pentru că
Orice cerere reprezintă o presiune asupra statului și presiunea asupra statului va duce, sper eu, și adică nu sper, sunt convins, va duce către o rezolvare benefică pentru persoana în cauză.